Grupul țintă vizat este compus din 690 de șomeri din județul Buzău și 150 din județul Mureș. Pe termen lung, proiectul urmărește incluziunea socioprofesională a șomerilor, creșterea stimei de sine și a independenței financiare. Am participat astăzi la un eveniment deosebit. Deschiderea acestui proiect european, care are ca scop formarea unui număr de 840 de oameni care în prezent nu au un loc de muncă. Este un proiect la care s-a muncit foarte mult, s-au depus eforturi considerabile atât din partea echipei de proiect cât și din partea conducerii Consiliului Județean. Ne bucurăm că a fost aprobat și am încheiat acest contract de finanțare și, cunoscând oamenii care s-au implicat în acest proiect, cât și echipa de management, sunt convins că el va fi dus până la capăt cu rezultatele scontate. O parte importantă din banii destinați proiectului vor fi direcționați către Biblioteca Județeană, locul unde vor avea loc cursurile de formare pentru șomeri. Așa cum știți, 840 de oameni vor beneficia de formare profesională și pe lângă aceasta vom reuși să reabilităm un pic și clădirea Bibliotecii Județene, cea care are probleme destul de mari la momentul ăsta la partea de acoperiș. Și care va găzdui acest proiect. Pe lângă reabilitarea acoperișului, vom reuși să amenajăm noi spații în interior, astfel încât funcționarea acestei clădiri să fie din ce în ce mai bună. Valoarea investiției în proiect este de peste 9 milioane de lei, iar șomerii vor beneficia de cursuri de formare profesională gratuite. Valoarea totală a proiectului, 9.521.840 de lei, este valoarea totală eligibilă, este valoare ce include inclusiv și contribuțiile participanților ale consorțiului de parteneri în acest proiect. Obiectivul principal al proiectului este creșterea angajabilității grupurilor defavorizate, angajabilității acestora pe piața muncii într-o perioadă de 18 luni. Domeniile sunt 8 domenii, 8 module de curs. V-am precizat, toți cei 840 de participanți ai grupului țintă vor beneficia de cursuri gratuite pentru dobândirea abilităților, competențe informatice, deci absolut toți, vor fi 56 de grupe, a câte 15 persoane, care vor dobândi competențe informatice și în paralel fiecare dintre aceste persoane, în funcție de dosarul individual, dosarul de carieră care va fi elaborat în cadrul proiectului, vor fi orientate pe următoarele categorii. Cursuri de limbă engleză, cursuri de contabilitate, bazele contabilității, cursuri de asistent resurse umane. Proiectul este destinat șomerilor din tot județul Buzău. Detalii despre înscrierea la cursuri pot primi și de la primăriile din județul Buzău.